Mulțumim mult de tot încă o dată și acum o invităm în scenă pe unul dintre cei mai tineri voluntari ai asociației, Sara Dobrogeanu. Este sora băiețelui care l-a scăsut pe internet. Sara, să ne povestească două minute despre tema comemorativă pentru care ne aflăm astăzi aici, despre unirea spatelor români. În amintirea acestei zile, cu o importanță istorică, o să încep întocmai cu cuvintele lui Cuza, care spun așa: unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată. Acest fapt măreț, dorit de generațiile trecute, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de înalta poartă și puterile garante europene și s-a înscris în datele națiunilor. O scrisoare a lui Cuza către Carol I, cel ce va urma la tron, spuse așa: am fost destul de fericit că am realizat unirea, visul secular al românilor, că am restituit țării mele o cincime din teritoriul său, furat de călugării străini. Am făcut dintr-un milion de țărani clătași, un milion de proprietari și cetățeni. Am promulgat codul după copiată după codul lui Napoleon, care stabilesc cu adevărat egalitatea tuturor în fața legii. Drepturi egale pentru toți în familie care a început căsătoria civilă. Am făcut învățământul obligatoriu și gratuit. Am instituit sistemul zecimat. Acestea sunt cuvintele care vor... Ne cerem scuze că mai ne obișnuim cu sistemul audio. Și scuzați și emoțiile. Acestea sunt cuvintele care vor rămâne pentru totdeauna în istorie. Astăzi, la împlinirea a 164 de ani de la unirea celor două principate, Moldova, 5 ianuarie 1859 și Țara Românească, 24 ianuarie 1859. Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, înfăptuitorul Unirii și cel ce pune bazele României moderne, în 1862 este adoptat oficial numele de România. Reformele și legile lui Cuza vin în întâmpinarea cu ajutorul și ajutorul oamenilor de placul oficial al țăranilor acest lucru nefiind de placul boierilor. La 11 februarie 1866 este obligat să aplice călătorat și exilat în Germania. Oare la 53 de ani, pe 15 mai 1873, și este înmormântat la Iași, la Mănăstirea Sfinți Trei Ierari, rămâne în istorie ca Doamna Lumii, ce a pus bazele României moderne. Ultimele sale cuvinte, înainte de a fi exilat, au fost acestea: să dea Dumnezeu ca această țară să o ducă mai bine fără mine. Dând dovadă de un puternic caracter și o mare iubire față de țara sa.